Servus, oameni faini, sunt iar lăsat dezlegat pe coclauri, după cum se vede, sunt într-o pădure, mor la marginea unui pădure, în zona lizierei pădurii. Denisa m-a lăsat din nou dezlegat pe coclauri, așa că na, sunt pe coclauri, dezlegat, din nou, de izbeliști. Așa, și îmi fac de cap, na, dacă tot am rămas dezlegat. Să adun niște context la această introducere haotică. Mă aflu în județul Neamț, mai exact în comuna Războieni, satul Războienii de Jos. Această zonă se leagă multe evenimente, sau mă, unele evenimente istorice și legende, de ce nu, destul de importante de-a lungul istoriei Moldovei. Aici, în această zonă, pe Albia, sau mă, în zonei Albiei, Pârâului, Valea Alba, a avut loc în, acum mult timp, în 1500 sau când era, când erau otomanii problematici cu Moldova, Ștefan cel Mare și cu armata, împreună cu armata Moldovei s-a ciondănit pe aici cu anumiți otomani care erau de vreo câteva zeci de ori mai mulți decât ei, pentru că na, aici na, pruna e bună și na, înțelegeți voi, aveau voioșie și na, trebuia să-și apere teritoriul. În fine, după aia, mi se pare că aici lupta a fost pierdută, dar pentru că a scăpat cu viață, ceva de genul, nu mai știu exact istorisirea, Ștefan cel Mare a ctitorit și construit o mănăstire tip cetate. Mă, acele mănăstiri, să zic așa, trademark al lui Ștefan cel Mare, foarte faină mănăstirea, merită vizitată. Thank you.
Așa. Drumul meu mă duce practic pe niște cărări și drumuri forestiere prin pădurea din spatele meu, pe care am tot bălăurit. Nu sunt exact niște potești prea precise, dar fiind toamnă, fiind început de octombrie, au căzut frunzele și e greu să determin, să zic așa, exact potecile, așa că mai mult bălăuresc. Dar na, mă folosesc de telefon și mă ghidez. Traseul meu, practic, să zic așa, este într-un fel de zigzag. Intru în pădure, ies din pădure, mai filmez puțin, mai mă uit pe la pârâu, după aia revin în pădure, sper eu să nu dau de prea multe animăluțe, în special de câini, așa, din ce știu și din ce am mai văzut în anii trecuți, sunt și căprioare, probabil cerbi și probabil și mistreți prin aceste păduri. Sunt practic porțiuni de pădure pe aici, în toată, este o zonă deruloasă. Ne aflăm acum în apropiere relativ de Parcul Natural Vânătorii Neamț. Sper să nu fie și zimbri, că parcă ar fi destul de înspăimântător să dai de un zimbru pe aici. Nu cred că au ajuns atât de departe și cred că oarecum acei zimbri sunt, să zic așa, îngrădiți. Nu știu sigur. Vizitați rezervația de zimbri de la Vânătorii Neamț. Foarte faină experiența. Așa. Eu acum, da, o să reintru în pădure. Cam bălăuresc de vreo o oră așa, cred că chiar o oră jumate, și să vedem ce mă așteaptă. Și, desigur, vreau și pe voi cu mine în această aventură. Au trecut cam vreo două ore jumate prin pădure, pe tot felul de poteci. Oarecum acum porțiunea de pădure în care am ajuns, potecile sunt mult mai clare și oarecum mult mai frumoase. Am dat chiar și de o porțiune de pădure de brad și oarecum mix între foioase și brad. Foarte fain și lumina bate absolut, absolut genial acum în perioada asta. Na, se apropie apusul. Am observat pe hartă că este și o poieniță și am zis, de ce nu, haide înspre poieniță, chiar că, evident, era mai în mijlocul pădurii. Mi-am căuit eu drum prin Bălăuriș, pe Poteș, pe nu știu ce, și am ajuns, aici este respectiva poiană. Drăguță e oarecum o intersecție de drumuri forestiere, cred că sunt 3 sau 4 drumuri forestiere care se intersectează pe aici. Thank you.
Evident că m-ați gândărit ca pe Zambilica și am tot pierdut vremea prin pădure, am zburat și drona, evident, am tot făcut poze la crenguțe, la frunzulițe, la tralala. Și vremea a trecut, este aproape ora 17 și în perioada asta se întunecă relativ destul de repede. Acum ar fi ceva să fie cineva în spatele meu care să se uite așa foarte sitri la acest orășan nebun care vorbește în fața unei camere. Yay, yay! House! 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 House!